Celia petrecu sărbătorile de iarnă în România după Revelion. Trebuia să se întoarcă acasă în Australia, acolo unde locuiește de aproape 8 ani, dar nu a mai plecat din cauza incendiilor care devastează continentul. Celia este acum aici să ne spună mai multe, așa că o așteptăm! Celia, ce piesă frumoasă! Cea care cânta, nu? Da, nu, piesa e hitul tău, n-ai cum. Da, asta cred că, știi, fiecare artist are câte o piesă care e șlagărul lui. Asta da, e, că... e șlagărul tău. Dar lumea, să știi, de când am scos-o acum, câți că sunt vreo 12 ani, cred că... Așa mult a trecut? Îți dai seama, nu, bine să cred, 12 ani de când am scos piesa 7, păi, da, chiar mai mult. Și de fiecare dată oamenii te mai întreabă de piesă. Oh, wow. Și să știi că mi-aduc aminte că am fost odată la un radio pe undeva prin Constanța și era un domn foarte în vârstă. Și eram atunci la început de drum, oricum eram foarte atentă la fiecare om ce îmi spune, știi, că eram, mă bucura orice. Și domnul de la radio mi-a spus, piesa asta, uită-te la mine, asta o să devină șlagăr. Și uite că domnul a avut dreptate, perfect. Exact. De sărbători ai stat în România? Da, am stat în România cu toată familia, bineînțeles, că nu prea... Acum, uite, va trebui să plece soțul, noi ar fi trebuit să fim cu toții în Australia sărbătorile acestea, dar având în vedere că, vezi, se întâmplă... Tot felul de nenorociri, acelei incendii, practic nu v-ați mai dus acolo. Nu ne-am mai dus pentru că... Dar e într-o zonă departe de unde stăteați voi? Să știi că acum, deci în luna decembrie, când ar fi trebuit noi să mergem, erau flăcările foarte aproape de zona noastră, dar chiar în ziua de Crăciun a dat Dumnezeu o ploaie binecuvântată și a stins o mare parte din focul care era foarte aproape de Gold Coast și de Brisbane, deci zona noastră. Băi, tu ești de 8 ani? De cât timp ești în Australia? 7 ani, da. 7 ani în Australia. 7 ani, dar să știți că acum de un an și ceva sunt mai mult prin Românica. Pentru că și soțul s-a mutat în România. Exact, da. Mai merge ferma, afacerea. Da, merge. Merge vrând nevrând. Acum, dacă intri, trebuie să o duci până la capăt. Intri într-un joc, trebuie să mergi până la capăt. Nu e ușor deloc. Dacă vorba aia, dacă știam, nici nu ne băgam. Uite, aici sunt poze cu familia ta. Da. Aici e cu soțul. Da. Unde ținea mâna soțul? Acum, tocmai poza asta ați ales-o și voi. E soțul, e normal, că poate ține mâna unde vrea el. Da. Și cu copilul, te mai gândești să devii din nou mamă? Noi am mai încercat, dar vezi tu, când o fi să fie, probabil o să se întâmple. Că n-a fost să fie, deocamdată. Da, eu mi-am dorit să mai am încă un copil, orică e băiețelul, orică e fetiță, dar n-a fost să fie deocamdată. Lasă, să dădea Dumnezeu poate în 2020. Exact, nu? Că e și îmi place atât de mult cum sună anul 20, ăsta. 20? 20, deci îmi place așa de mult și când îl văd scris, stau așa și zâmbesc uitându-mă. Cred că o să fie un an bun. Să-ți dea Dumnezeu. Da. Să-ți dea Dumnezeu, pentru și că anul ăsta îți propui și foarte multe piese și exact, tot da, felul am fost de... chiar și acum mă duc înapoi la studio să mai lucrăm puțin. Am venit pentru 12 ore, că am venit din Timișoara, știi? Pentru 12 ore, la ora 8-9 trebuie să fiu în aeroport, da? Dar vreau să spun că n-apuc să mănânc. N-am apucat să mănânc și n-apuc să mănânc, dar nu-mi pasă. Așa de bine mă simt când merg așa dintr-una în alta. Mi-aduce aminte de anii aia, știi? Când n-aveam timp, că am ajuns la 47 de kilograme pe vremea respectivă. Și al radiourilor. Celia, oameni buni, deci ați aflat, în 2020 o să ne viziteze mai des. În 2020 o să scoată piese noi. Și de câte ori ai drum de la Timișoara, să știi că te așteptăm la noi. Da, să știi că am intrat într-un proiect, am făcut o piesă de folclor autentic, da? o să vin eu într-o zi te cu rog, ea. Chiar să vii să ne-o cânti. E o chestie, nu vreau să încep vreo carieră în folclor, dar am intrat într-o campanie pentru că atât de tare mă doare faptul că în Australia arde pădurea și la noi se taie fără rost și iată că suntem într-o perioadă în care ecosistemul ăsta este dat peste cap și trebuie făcut ceva și mi-aș dori să ne adunăm cât mai mulți în primăvară la plantat. Și vreau să, da, o să te provoc probabil și pe tine. Te rog, și poate înainte de campania asta mai treci pe la noi să ne povestești. Mai vreau să te întreb ceva înainte să ne cânti. Cu ce lucru nu te-ai adaptat tu deloc în Australia? A fost destul de bulversantă trecerea. Cred că a fost... Eu oricum stau mai prost la capitala acomodare
Și a fost puțin prea bulversantă trecerea. Mămică, plecată în celălalt capăt de lume, departe de mama, de tata, de părinți, de familie, de soră. Și cred că asta, acomodarea. Sincer, nu m-am acomodat din cauza chestiilor din suflet, știi? Deci partea asta sufletească. Gândul și sufletul tău era acasă, în România. Da, rădăcinile. Erau. Și acum el s-a acomodat aici? Sau cred, acum că el este, are sufletul, cred că este la fel ca mine. Cred că acum, da, e rândul lui și de asta ar trebui să-l susțin și să-i fiu aproape. Dar, pentru că știu, cam știu ce simte, da. El vorbește românește perfect acum. Noi vorbim numai română în familie, da. Da. Acum pe cel mic l-am dat la o școală pe sistem britanic, unde face doar în engleză, că am zis că în caz că ne întoarcem în Australia să nu fie prea traumatizantă trecerea de la o școală în română la înapoi în Australia, știi? La una în engleză. Dar, da, ușor, ușor, asta e, eu las de la mine, el lasă de la el și mergem înainte. Haideți să ne cânti. Ce ne cânti azi? O să vă cânt o piesă, se numește Flama. E o piesă foarte veselă. Îmi pare rău că n-am dansatoarele cu mine, că am niște fete așa frumoase și așa bine se mișcă. Nu, de alta dai să-i aprindea Luciucă Flama. Așa că sunt doar eu acum. Asta e. Perfect. Celia, oameni bune, cântă. O găsiți pe Instagram, o găsiți pe Facebook, trimiteți mesaje, iar noi continuăm emisiunea. Ascultați-o pe Celia. I'm gonna treat you with my high heels on. Fly.